Bună ziua! Numele meu este Sorina Mihaela Stoian și vom învăța astăzi despre mulțimea numerelor naturale. După cum bine știți, la baza construcției întregii teorii matematice stau o serie de teorii legate de numere. Numerele sunt peste tot în jurul nostru, ele guvernând lumea în care trăim. Bineînțeles că ele au o istorie fascinantă și a durat foarte mult timp până am descoperit sistemul de numerație pe care îl folosim în zilele noastre. Această nevoie de a număra a apărut încă din antichitate, când oamenii numărau folosind degetele de la mâini. Având în vedere însă că aceste posibilități erau limitate și că la mâini nu existau decât 10 degete, au început să descopere diverse reguli pentru a inventa și a reuși să ajungă la ceea ce numim noi astăzi sistem zecimal. Bineînțeles că în antichitate ei nu aveau nevoie de a înumăra în mod neapărat impetuos cum avem noi în zilele noastre, pentru că oamenii trăiau din vânat, trăiau făcând schimburi. Însă, uite, vedeți, exact de la aceste schimburi, de fapt, a apărut nevoia de a număra. Adică, dacă eu îți dau ție două produse vânate și tu trebuie să-mi dai mie mâine tot două produse vânate. Și astfel s-a ajuns la necesitatea apariției acestor numere. Tribul Pirania din pădurea tropicală Amazon numără și în zilele noastre doar până la 2. Orice depășește 2, ei spun și reprezintă prin cuvântul multe. Babilonienii, care au trăit acum 6.000 de ani, numărau în baza 60. Astfel, de la ei provine faptul că anul are 360 de zile, adică 6 ori 60, și tot ei au inventat minutele și secundele. Între anii 1170-1250 a trăit marele matematician italian Leonardo Fibonacci, care a fost considerat ca fiind cel mai talentat matematician european din Evul Mediu. În cartea sa, Libera Bacii, scrisă în anul 1202 și actualizată în anul 1254, Fibonacci a dat importanță cifrei 0, a introdus cifrele indo-arabe în Europa și a arătat importanța practică a sistemului de numărare pozițional pe care îl folosim în zilele noastre și în care numerele sunt scrise cu cifre de la 0 la 9. Putem spune referitor la această teorie a numerelor, l-aș cita aici pe faimosul academician Solomon Marcus, despre goana numerelor spre infinit. Dar o să detaliem acest lucru puțin mai încolo. Referitor la numerele naturale, exact cum am spus, pentru a scrie un număr natural, trebuie să combinăm cifrele, cele 10 cifre ale sistemului zecimal, cifrele de la 0 la 9. Astfel, vom putea spune că 10 unități formează o 10, 10 zeci formează 100, 10 sute formează 1000 și așa mai departe. Pentru a reuși să citim un număr, trebuie să separăm cifrele sale în grupe de câte 3, plecând de la dreapta spre stânga. Grupele astfel obținute se numesc clase. Aș exemplifica aici, de exemplu, prin numărul 2, 3, 5, 6, 0, 7. Ca să putem citi acest număr, trebuie să îl împărțim, după cum am spus, în grupe de câte 3, de la dreapta la stânga, adică 706 punctuleți și 532 în față. Acest număr s-ar citi 235.607. După cum vedeți în schema de mai jos, avem clasa unităților, clasa miilor, clasa milioanelor și clasa miliardelor. M-am oprit aici, însă tabelul ar putea continua. În acest tabel, exemplu pe care tocmai l-am spus, s-ar scrie astfel. În clasa unităților am avea 607 unități, iar în clasa miilor am avea 236.
35.000. În exemplu din tabel, am luat un număr de ordin în miliardelor care s-ar citi 234 de miliarde, 123 de milioane, 567 de mii, 901. Pentru a-l putea citi fără acest tabel, am scrie 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 0, 1. L-am împărțit în grupe de câte 3, de la dreapta la stânga, și am obține astfel numărul exemplificat în tabelul de mai jos. Am spus puțin mai devreme despre goana numerelor spre infinit. Foarte frumos acest citat. Axa numerelor, de fapt, ne ajută să înțelegem mai bine ceea ce am vrut. Și anume, axa numerelor este o dreaptă pe care ne fixăm un punct. O dreaptă care are sensul de parcurgere de la stânga la dreapta, în care este fixat un punct numit origine și notat cu O mare, și pe care vom considera o unitate de măsură. Cât dorim, o pătrățică, două pătrățele, un milimetru, un centimetru, depinde de ceea ce avem de reprezentat. Pe această axă a numerelor, dacă dorim să reprezentăm numerele naturale și aceasta ar fi unitatea de măsură, numerele naturale s-ar reprezenta astfel. La o unitate de măsură vom avea 1, la două unități de măsură 2 și așa mai departe, 3, 4, puncte, puncte, puncte. Până unde? Păi exact ce spuneam. Goana spre infinit, până la plus infinit. Fiecăruia dintre aceste puncte de pe axă le putem asocia un punct. De exemplu, punctul O, numit mai sus origine, corespunde de fapt lui 0 și scrie O de coordonate 0. Punctul 1, punctului 1 îi se poate asocia, valorii 1 îi se poate asocia punctul A mare și vom scrie A mare de coordonate 1 și așa mai departe. Pentru a compara două numere naturale, bineînțeles că dacă ele sunt reprezentate pe axe, este foarte ușor. Numărul scris spre dreapta, în dreapta, este mai mare decât numărul scris în stânga. Dacă nu avem această axă și numerele nu sunt figurate pe axă, pentru a putea compara două numere, întotdeauna comparăm cifra de pe aceeași poziție, cifra unităților, cifra zecilor, cifra sutelor și așa mai departe. Bineînțeles, plecând invers decât în împărțirea în grupe de câte 3 pentru citire, și anume plecând de la stânga spre dreapta, da? Și anume, vom compara, în primul rând, ordinul de mărime. Adică, dacă avem sute în ambele numere, atunci 237 comparat cu 345, comparăm sutele. 3 este mai mare decât 2. Deci am terminat compararea. 345 este mai mare decât 237. Dacă ordinul de mărime nu este același, adică dacă primul număr este de ordinul miilor, 1234 comparat cu 543, bineînțeles că este mai mare numărul care are mai multe cifre. Și așa putem compara oricare două numere naturale. Semnele folosite în comparare sunt mai mic, mai mic, mai mare, mai mic sau egal, cum am scris aici, sau mai mare sau egal. În cazul în care numerele sunt egale, vom folosi semnul egal. Numerele naturale, în teoria numerelor naturale, un capitol foarte important este și aproximarea și rotunjirea acestora. Aproximarea numerelor naturale poate fi făcută prin lipsă sau prin adaos. Bineînțeles că această aproximare se poate face la 10, la sute, la mii,
Depinde de ce ni se cere în problemă sau depinde de ce aproximare avem nevoie. Dacă avem nevoie de o aproximare cât mai exactă, pe cea mai exactă este aproximarea la 10. Dacă avem nevoie să calculăm cât mai ușor și nu ne interesează aproximarea, bineînțeles că, de exemplu, la exemplu 35.867, cea mai bună aproximare ca și exactitate este aproximarea la 10, iar cea mai bună aproximare pentru a lucra cât mai ușor cu valoarea respectivă, în condițiile în care nu mă interesează precizia, este aproximarea la mii. Și astfel aveți în exemplul ilustrat numărul 35.867 aproximat prin lipsă la 10, la sute și la mii. Prin lipsă înseamnă că dacă îl aproximez la 10, ordinul zecilor va fi 60 în loc de 67, că l-am aproximat prin lipsă. Dacă îl aproximez prin adaos, da? Nu voi mai avea 60 de 10, voi avea 70, pentru că este prin adaos. În loc de 67 de 10, voi avea 70 de 10. La sute, avem 35.800 aproximare prin lipsă, iar prin adaos, 35.900. Iar la mii, aproximarea prin lipsă este 35.000, iar aproximarea prin adaos, 36.000. Rotunjirea este, de fapt, tot o aproximare. O aproximare, însă, care depinde de ultima cifră la care se face rotunjirea. În sensul că dacă această cifră, cifra care urmează după ordinul la care se face rotunjirea este 0, 1, 2, 3 sau 4, avem aproximare prin lipsă. Iar dacă această cifră este 5, 6, 7, 8 sau 9, avem aproximare prin adaos. De exemplu, numărul 2372 rotunjit la 10. Rotunjit la 10. Păi ceea ce urmează după cifra 10-ilor, adică 2, este mai mic decât 5. Și atunci aproximarea este 2370. Dacă vreau să-l aproximez la sute, cifra care urmează după ordinul sutelor, adică ordinul sutelor 3, da? După 3 urmează 7, 7 e mai mare decât 5, deci rotunjirea va fi 2400, adică prin adaos. Operațiile cu numerele naturale sunt, după cum bine știți, adunarea, care este comutativă, da? Nu contează ordinea în care adunăm doi termeni, asociativă, adică rezultatul adunării nu depinde de modul de grupare al termenilor. Această proprietate este foarte utilă, de exemplu, în cazurile în care avem ceva de genul următor. 999 plus 245 plus 1. Asociativitatea îmi permite și comutativitatea, bineînțeles, îmi permit să asociez acești trei termeni în așa fel încât să efectuez adunarea cât mai ușor. Adică voi aduna mai întâi 999 cu 1 și îmi va da 1000 și apoi adunat cu 245, rezultatul va fi 1245. Astfel, într-un șir de adunări, dacă reușesc să asociez termenii care se adună cât mai ușor, atunci calculele se vor efectua cu mult mai mare ușurință decât dacă păstrez ordinea termenilor. Acest lucru însă nu este posibil la scădere, după cum vom vedea. Elementul neutru, adică elementul care nu influențează rezultatul unei adunări, este 0. Și exact ce spuneam, la scădere nu pot folosi proprietățile de comutativitate și asociativitate pentru că ele nu sunt valabile. Nu pot schimba ordinea termenilor în cazul unei scăderi. Înmulțirea este și ea comutativă, asociativă și elementul neutru este 1, adică 1 lasă neschimbat rezultatul unei înmulțiri. De exemplu, și această înmulțire și aceste proprietăți de comutativitate și asociativitate în cazul înmulțirii ne sunt utile, exact cum am exemplificat și în cazul adunării.
în exerciții de formă. 125 înmulțit cu 4 înmulțit cu 9. Le-am așezat de data aceasta în ordinea convenabilă. Pentru a ușura munca, este bineînțeles indicat să facem 125 ori 4 prima dată, aici coincide de ordinea termenilor, cu ordinea optimă de efectuare a calculelor și vom obține 500 înmulțit cu 9, adică 4500. De exemplu, dacă avem 24 înmulțit cu 7 înmulțit cu 2, în acest caz nu are importanță cum vom face, cum vom efectua înmulțirea. Pentru că indiferent de ordinea înmulțirii factorilor, dificultatea efectuării calculelor este aproximativ aceeași. Deci putem efectua exact în ordinea în care termenii apar, 24 în 7 și apoi rezultatul înmulțit cu 2. O altă proprietate foarte importantă a înmulțirii este distributivitatea. Distributivitatea înmulțirii față de adunare și scădere, adică A înmulțit cu paranteză B plus C este A ori B plus A ori C. Această proprietate și în cazul scăderii A ori B minus C egal cu A ori B minus A ori C. Această proprietate este foarte utilă, de fapt, în folosirea ei inversă, adică ceea ce am numit aici factorul comun. Dacă avem A ori B plus A ori C, este egal cu A ori B plus C. Un exemplu pentru factorul comun ar fi următorul. 99 înmulțit cu 7 plus 99 înmulțit cu 3. Dacă ne apucăm să efectuăm calculele, muncim foarte mult. Trebuie să înmulțim 99 cu 7, 99 cu 3. Rezultatele să le adunăm. Pe când, folosind proprietatea factorului comun, lucrurile vor merge foarte simplu și garantat nu vom greși. 99 pe lângă 7 plus 3. 7 plus 3 fac 10, deci vom avea 99 înmulțit cu 10, adică 990. După cum observați, deci, proprietatea de a da factor comun în acest exemplu este foarte utilă și o să găsiți o serie de exerciții în care această proprietate se va dovedi a fi foarte utilă. Împărțirea numerelor naturale, aici trebuie obligatoriu să știți foarte bine așa numita teoremă a împărțirii cu rest. Această teoremă a împărțirii cu rest o putem exemplifica foarte ușor plecând de la următoarea problemă. Vreau să împart un număr de bomboane, să spunem 50 de bomboane, vreau să le împart colegilor mei și știind că, deci 50 de bomboane am spus, vreau să le împart colegilor mei care sunt 12. Le împart la 12 colegi. Știind că vreau obligatoriu ca fiecare coleg să primească 4 bomboane, vă întreb dacă se poate face această împărțire, nu se poate face, sau dacă se poate face, rămân și eu cu vreo bomboană. Deci, să scriem că acești 12 colegi trebuie să primească fiecare 4 bomboane. Păi aici intervine teorema împărțirii cu rest. Facem 50 împărțit la 12. 50 împărțit la 12 ne va da 4, rest 2. Pentru că 4 ori 12 fac 48. Și ne va rămâne rest 2. Deci da, răspunsul la întrebare este da. Colegii mei pot primi câte 4 bomboane fiecare, iar mie îmi vor rămâne 2 bomboane să le mănânc. Această teoremă este enunțată, după cum observați mai sus, sub forma matematizată și anume
oricare ar fi numerele naturale, D și T, adică de împărțit și împărțitor, cu împărțitorul obligatoriu diferit de 0. Există și sunt unice numerele C și R, adică câtul și restul, în așa fel încât să aibă loc relația de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul, unde restul trebuie să fie obligatoriu mai mic decât împărțitorul. Și o altă operație la capitolul numere naturale ar fi ridicarea la putere. La ridicarea la putere avem următoarele reguli. Dar înainte de a enunța regulile, să spunem că avem o bază A și N exponentul bazei. De fapt, ridicarea la putere nu este altceva decât o înmulțire repetată. Da? A la N este A ori A ori A ori A de N ori. Regulile de calcul cu puteri sunt: orice număr la puterea 0 este 1. Și vă rog să nu încurcați această regulă, pentru că de obicei regula cu orice număr la puterea 0 egal 1 este încurcată. Orice număr la puterea 1 este numărul însuși, 1 la orice putere este 1, 0 la orice putere este 0, cu condiția ca puterea să fie nenulă, pentru că o să vedeți că 0 la 0 nu se poate. Da? Nu se poate. 0 la 0. Nu se poate efectua. Alte reguli de calcul cu puteri sunt produsul a două baze identice și puteri diferite. Se scrie astfel, se copiază baza și se adună exponenții. Dacă împărțim două numere care au aceeași bază, se copiază baza și se scad exponenții. Dacă ridicăm la putere și totul la altă putere, se copiază baza și se înmulțesc exponenții. Aici, iarăși, aș dori să aveți grijă să nu confundați scrierea 2 la a 3-a, totul la a 2-a, cu 2 la a 3-a la a 2-a. Nu este același lucru. 2 la a 3-a, totul la a 2-a, este 2 la a 6-a, iar aici este 2 la a 9-a. Deci ele nu reprezintă același lucru. Și produsul a două numere naturale ridicate la o putere, A ori B totul la N, este egal cu A la N ori B la N, oricare ar fi A și B numere naturale nenule. Cam acestea ar fi noțiunile teoretice legate de mulțimea numerelor naturale. Sper că v-am fost de folos și vă mulțumesc pentru atenție!